foc, când sunteți pregătiți. Copy. Putem acționa. Copy. Păi vă salută, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vrem să venim cu ceva tare pentru voi. În premieră. Ești pregătită? Aha, aha. Am venit să tragem cu pușca, arma, cu pistolul. Cu ce vrei să tragi? Pistolul. Da, eu aș trage în... Cum... Ziceți voi acolo ce am vrut eu să zic, da? Am venit să facem un clip alături de iubita mea Irina. E și Bebe în spatele camerei acolo, The Pirate. Și suntem la cel mai mare poligon din București, cred. O să vedem acum ce ne zice acolo. Încă nu știm nimic, doar am sunat, am făcut o programare și mergem acum să vedem. Știm sigur că ne lasă să filmăm, dar mergem să vedem care sunt prețurile, care sunt programele, care sunt toate nebunile. Ne instructor, să începem. Like, subscribe, follow pe Instagram la amândoi. Linkurile sunt în descriere. Dacă mă șeli, oricum avem un pistol și... Hai că ții tu dacă e așa. Dragă, ne-i nimeni arăta. Hai că tragi. Eu sună și zic că ai programare, că poate ăștia n-au. Sună și zic că ai programare, că poate ăștia n-au. Ce special a fost asta? Așa arată puțin niște fețe supărate care trebuie să întoarcă acasă în Pantelimon din aviației, să culeagă un buletin. Dar oricum ne întoarcem pentru voi, nu se simte, dar noi avem niște fețe supărate, ca să știți de asta. Și prinsese și loc sub bolta asta aici de parcare. De ce? Că ai lăsat totul deschis, auzi? Că aici de ce ușa deschis? Geamul, zic. Păi că l-ai lăsat deschis. Dar te rog eu frumos, spune-le că eu nu știam cum trebuie buletinul și că de fapt e vina ta. Clasic. Mi-a prins ploaia. Eu, tu ce faci? Eu abia aștept să tragem cu pistolul. Mi-a prins ploaia, am mâncat vașgurița voastră. Ca să înțelegeți și voi. Păi de ce e în București și ne-a băgat până aglomerație și mai facem până acasă 24 de minute. Am gura plină, nu vorbesc. Dar cum plouă, am mâncat vașgurița voastră. Intrăm în contact cu armele letale sau potențiale letale. Regulile acestea sunt și fac parte din regimul armelor. Le veți întâlni oriunde în lumea asta, nu numai la noi în poligon, nu sunt reguli interne, sunt reguli internaționale. Tot timpul tratăm arma ca și cum ar fi încărcată. Pe toată perioada când mânim armele de foc, degetul care acționează trăgaciul va sta deasupra gărzii trăgaciului. Iar regula numărul 3, păstrăm controlul țevii într-o zonă simplă. Sau nu îndreptăm niciodată arma către ceva ce nu vrem să distrugem. Începem cu poziția corpului și ne referim momentan doar la pistol. Da? Cu mâna dreaptă sau cu mâna stângă, dragi? Cu dreapta. Sunt foarte entuziasmat. Da. Ia ce e ok. Urcăm cât mai sus în așa fel încât partea din spatele armei să nu rămână spațiu. Ok. Da? Degetul arătător am stabilit rămâne pe regele mașinului, iar celălalt deget e cuprins jos. Okay. Dar reculul e mare? Reculul este, poate fi stăpânit, să zicem așa, și de copii de 8 ani. Ah, da? Okay, deci la iară 9 ani, ok. Da. Nu, chiar am o filmare. Ar trebui să ne auzim. Amă, ne auzim cât da, de cât. Să fii atent la domnul. Da, mi-e frică. Da, o să încerc o dată, cel fără să aibă... Asta urma să vă spun. Okay. Da? Deci, prima oară exersăm puțin, dar fără muniță. Da? Mâna pe armă, degetul în afara gărzii, din prima cât mai sus aici. Destrângem foarte tare mâna stângă, lipiți abdomenul de masă. Nu stați pe spate, întindeți arma către țintă, închideți ochiul slab, ochiul dominant focusați aici și priviți degetele prin fanta aceasta mică. După care ușor, ușor, ușor acționați trăgaciul cu degetul arătător. Pătatul? Da. Bun, în tot acest timp, uitați-vă în cătări, că acum erați cumva foarte tavan, da? Deci în tot acest timp, aliniați cele două să vedeți zecele, să vedeți baza zecele, ok? Acuma. Ce anume? Da, 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 acum e bine. Dar data trecută erați ceva de genul așa. Bun, scoatem degetul din trăgaci și punem arma jos. Ok, acum la fel, dar cu muniție. Eu, pay attention, pay attention. Da, măi, lasă-mă. Și avem 10 cartușe, da? Vezi să nu mă îndrepti pe ceva sau nu, da? Foc când sunteți pregătiți. Strângeți iarăși stânga bine. Bun, bă, băiatule.
descurcăm. La fel. Reluăm, strângem stânga, aliniem, tragem. Bun, foarte bine. Trebuie să și respirați. Am nimerit să ce? Sunt tare. Nu mai coborâți degetul întregaci brusc. Lăsați în presiune progresivă, acționarea trăgăciului, da? Rămâneți cu degetul întregaci. Până când atingeți trăgaciul, focus, rămâneți cu degetul întregaci deja și când vă simțiți pregătită, ușor, 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 mă dispresiune. Uitați-vă pe cui, da? Permanent, cătările sunt importante, nu trăgaciul. Deci, în primul rând, mâinile, rău. Faceți pauză, lăsați arma jos. Bun. Relaxăm puțin. Ce avem în zona asta e foarte, foarte ok. Așa. De cât trage Irina mai bine ca noi toți, bebe. Să șmecheră. Pentru că urmează a doua ședință și să vedem evoluția. Cum a fost la pistol? Foarte tare. Da? Da. Și cu ce trage acum? Cu asta. Întreabă pe domnul ce armă e? Ce armă e? Beretta CX4 Storm. Sau Famas. 1 mm. O folosesc carabinieri, trupele speciale, mă rog, e o armă de luptă urbană, să zicem așa, da? De aproape, mâna stângă, la fel, piciorul drept sub masă, așa, coatele pe masă, aici trebuie să stea, obrazul pe zona obrazarului și foc, nu sunteți pregătiți. Cine ar fi crezut? Poate e nativ. Aha, eu sper să nu. Sper să nu, a? Mi-e frică un pic așa. Eu zic că priviți partea bună a lucrurilor, puteți fi în siguranță, da? Dă bine și cu tigaia, să știți, la fel de greuță. Dacă vine apocalipsa, zombii nu mură. Bebe, ce o să faci? Tu o să încerci să trag și eu mai bine, da, e puțin răcuric aici. Nu mă enervați. Cum e? Dacă vrei să nu mi-i merezi nimic din ținta asta, pune-ți-o pe acolo. Deci, ați auzit, dar trag direct la 50 de metri, dar pe cameră se vede mai puțin. Foarte bine, din prima când m-am spus, venim cu mâna stângă. Foarte bine, strângem stânga acolo, focus pe cuiul cătării și ușor, ușor, progresiv acționați răgăciul. Tras 5, foarte bine, și mai avem 5. Și încercăm la 10. Trăgeam și mai bine dacă nu mă grăbeam. La fel, focus pe cuiul cătării și tragem doar în 10, nu în cap. Eu am tras la 10. Ha? Cine senzația? O să vezi, după primul clonț o să vrei să tragi într-una. Bun, acum doar în zona capului cu arma lungă, da? Ok. Distanță de la 15 metri. Da, deci da, tragem la 500 de metri acum, da? Ambele coate pe masă. Ok. Așa, genunchi întinși. Întinși. Întinși? Da, exact. Vă lăsați pe armă, strângeți ușor de trăgaci. E foarte bine. Vedeți punctul roșu? Da, da. Foc. Foarte bine. Scoatem degetul din pregat și punem arma jos. Ați văzut că tensiunea e diferită, da? De la pistol la da, da. Era mai rigid cel primul. Exact. Aveam pragul ăla care ne... Și plus, vreau să menționez că mie mi s-a mișcat aia. Am înțeles. Și acum și prima oară când am tras. Hai, mamă! Ba, da, mi s-a mișcat domnul ăla lui Stucă? S-a mișcat. Ba, chiar o bălângânea cineva așa? Tu mai suflați din spate. Faceți așa să... Și acum facem la fel 5 cu 5 sau? Nu. Eu vreau să-l văd cum pușcă în cap. Nu așa. Cum? Eu vreau să-l văd cum faci tu gaură de asta mare, nu că ai da? Tu... Bine. Arma încărcată și pregătită de tragere. Vă cum să-i pregătesc.
Las? Da, lăsăm să vedem ce s-a întâmplat. Să vedem la cap. Să vedem la cap ce e. I-a fost frică să mai iasă normal dacă trag bine. Da, măi, tu ești. Mă, singura chestie e că țigări și cafea de atâția ani, îmi trebuie rămâna un pic mie, dar dacă îmi țin respirația, oricum am văzut un sniper american să-i fac așa. Și apoi să... E între mâna mâna că am băut energizant, cafea și cola. Combinația perfectă. Da. Te-ți pregătiți să vedeți artă? Hai, focul, foc. O ajut. Și e un grupaj foarte bun. Da. Ia zi? Păi, gaura mea e mai mare. Păi, ce contează cât e gaura ta mai mare? Uite. Bine, oricum n-am tras de tot. Asta la fel, vă păstrați, schimbăm ținta și tragem pariul în patru. Care are gaura mai mare? Ușor, ușor, am ținut strigați. Tot în 10, da? Da. Dar nu putea să treci. Ba, da, ții ușor așa. Mai. Ce fac cu degetul ăsta? Degetul ăla trebuie să stea pe arm. Foarte bine unde stă. Dar există un dar. Scoatem degetul de acolo. Degetul ăsta trebuie să stea cât mai în față. Făcând presiune ăsta cu ăsta, ținem arma mult mai bine. Da? Nu sunt mulțumit de priză. E un pic incomod. Până vă obișnuiți cu priza. Asta a fost un pic mai fort. În plus, degetul de v-am zis că mi se părea că este o jenă când, nu știu, mi s-a părut mie oricând a făcut el odată așa și m-a ajutat. Nu, ați avut aici și v-a hărșimit aici. Da. Că duceți degetul ăsta mai mult spre țeavă, cu atât stăpâniți reculul mai mult. Mi se părea că ține extrem de bine, adică să nu joace deloc. N-ai ce să decât dacă îi modifici calea. Adică a scos pulverea și nu mai are recurs. Da, e dezastru la partea asta de dezastru. Am simțit că am tras prost. Și am simțit că se duc astea sunt prime reglanțe oricum. Trăgea mereu în stânga. La început cât ați avut mâna odihnită a fost zona asta. Da. După aia ușor, ușor v-a ajuns către ea. Foarte bine. Am un 10. O experiență, felicitări. De asta faceți pauză la 10. Pentru că vrem să tragem în 5 metri, după aia să luăm prima de-a față, da? Să ai grijă la picioare, trebuie să te pui ca da, nu te-ar pui și stai ferm. Ai văzut ce tare aia? Aia când stai așa și... Dacă mă șel, domor cu mâna mea. Pare like. Nu pot să zic nimic momentan. Mortal Kombat. Flawless victory. Mâna stângă, foc, dar aliniați că tăi. Și avem așa, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Am oprit tragerea că deja vă obosiseră brațele. Degetul e prea puțin introdus în trăgaș. Da? Jumătatea primei falange ar trebui. Și aduceți trăgaciul cât se poate de drept către înapoi. Nu împingeți, nu trageți. Da. Pentru că atunci mișcă mare. Iarăși, presiunea e prea mare pe mâna dreaptă. Prea mare, exagerat. Relaxați dreapta și puneți presiune pe stânga pentru a aduce... Să țin cât mai fix. Pentru a aduce, compensa cum ar veni, da? Pentru a le aduce către zona centrală. Dacă relaxăm stânga sau dacă strângem mental, mâna dreaptă împinge și mână puternică. Da, întotdeauna în presiune. Continuăm, dar continuăm tot pe 5 metri, pentru că dacă dăm pe 10, deja ușor, ușor nu mai suntem în țintă. Da? Da. Bun, primul tot. Bun, facem degetul din trăgaș. El e obișnuit cu holografic.
Sau mai, nu știu, cu... Vrei un 4X, un 8X, ceva? Da, mi-ar trebui ceva. Un 15X, dar trebuie să vină trupă acolo, pe mare. Care e cel mai mare scop cu care ați tras? Lunetă, vă referiți? Scop, da, nu așa ce. Depinde, nu știu, 700 de metri, maxim. Cu ceva asemănător cu ce avem acolo. E... ok, pot... Da, 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 puteți începe. Luneți acolo. Continuăm. Magazia va fi încărcată de mine, lăsată cu muniție jos. Noastră luați arma de aici, da? Introduceți magazia, dar cu mâna stângă. Prima dată intră partea asta, adică așa, și după aia se merge către înapoi. Rămâne mâna stângă în presiune, mâna dreaptă o luăm de aici, lăsăm siguranța asta în jos și armăm. Putem să facem un probă. Rămân să facem probă, da? Așa, presupunem, nu, mâna dreaptă stă pe mânere. Ok, da. Presupunem că avem muniție în armă, da, în magazie, introduceți magazia, dar aduceți arma să aveți vizibilitate. Aici. Exact. După care, când armați, dați drumul. Ok. Încă o dată. Perfect. Mâna dreaptă pe asta, fixați arma aici, o să ridic un pic că e prea jos. Așa. Și acum intrați în poziția de tragere și sunteți pregătiți. Mâna aici sau pe magazie, unde vă simțiți mai confortabil. Ideea e să aveți cotul jos. Să-mi dați drumul la scop. Ca să aveți contact, da? Pe masă. Aveți stabilitate mai bună. Da. Este? Ok, da. Bun. Acum facem dubla 1 pe mine. Da. Da? După aia cu areul vom trage în celelalte patru cercuri sau unul dintre ele. Noastră alegeți, da? Okay. Deci dar acaul... O să bag aici. Exact. Apoi o să țin de el. Exact. Așa. Lăsați siguranța în jos, armați și deja începe să trage. Ok, armez și da. Bun. Introducem magazia. Prima oară partea e foarte bine. Rămâneți cu mâna acolo în presiune. Lăsați siguranța jos, armați. Foc când sunteți pregătiți. Siguranță. Putem lăsa arma jos. Suntem safe. Foarte bine. Grupajul e foarte bun. Astea două vă scopă. Da. Grupajul ăsta este foarte, foarte bun. E cât la fel, la grabă sau la oboseală. Mă aveți cum le parte. Aici e un pic diferită poziția. Așa. Degetul ăsta eliberează magazia. Apăsați pe el. Apăsați pe el. Așa. Cu mâna stângă armați, trăgând de piesa asta și energic înapoi eliberați. Și aici doar lăsați siguranța jos și sunteți pregătiți de tragere. Da? Deci vă luați în jos așa. Exact. Simulați un pic tragerea. Și de unde mă țin? Aia pot să țin la fel aici. De aici sau de magazie? De unde vreți, în momentul când există magazie. Bă, răspunsul e mult mai rapid. Bună ochii asta. Exact. Față de AK. Exact. De ce își cumpără talibanii numai AK-uri? Pentru că trag în nisip, le spală noroi. Simplu. Adică? Astea se blochează. De aia. Da. Au părți și componente foarte fixe. Adică dacă e solo bașa... dacă intră un pic de nisip sau noroi în ea sau ceva, nu mai funcționează. Da. AK-ul e ca un fel de Nokia 3310, nu are moarte. Ceva de genul. Bun. Acum introducem magazia drept, da? Nu ca la AK-47. Aducem aici, introducem magazia drept energic, armați, tot cu mâna stângă, siguranța în jos, dacă e jos, intrăm în poziția de tragere,
foc când sunteți pregătiți. Mai armăm o dată, energic, mai mult. Așa și liberăm, doar punem sigurat. Perfect, lăsăm arma jos, suntem safe. Putem da și căștile jos, depinde ce vreți să faceți. Că dacă vreți să simțiți ceva, trebuie să grăbiți un pic tragere. Dacă vreți să fiți foarte precis, trebuie să stați pe ele, trebuie să le... Ce căutăm în dreapta acolo? Ăla e de prima oară. Da, de prima oară. Asta am zis, cele două v-au scăpat. Ăla și cu ăsta. Decajul e destul de bun. Nu v-ați grăbit, dar suntem în cercurile mici. Ceea ce e foarte ok. Bravo, felicitări. Mulțumim. Cum a fost repede? Cât, nu știu câte baterii mai avem. Cum a fost? Blană. Cea mai tare experiență din viața mea până acum. Mai tare decât când ai făcut sex, nu? Da. Cum a fost eu? A fost tare. Tare? A fost foarte Merităm tare. Un like și un subscribe de la voi și un comentariu, bineînțeles. Cine a tras cel mai bine, mai corect și mai frumos? Eu. Sau Bebe? Sau eu? Nu, eu. Vă pupă, fratele! Mulțumim mult că ne-ați urmărit și ne vedem la următorul vlog. Așa.